Ce credeți? Că mi-aleg o carte să citesc? Nu, tati, îmi puneam și eu o bere ca băieții. Ai noroc. A, și tricou? Nu, nu, nu. Nici cu Barça nu țin, da? Am primit tricou ăsta caldou de la colegul Radu care scrie la această rubrică și am zis să-l port acum înainte de acest meci între două echipe care nu sunt deloc, dar deloc pe val. Barça s-a chinuit în ultimele etape. Nu mai zic de ultimele două, tati. Acum cu Eibar a făcut probabil cel mai prost meci din actualul sezon. Joacă așa, mă, băieți, i-ați văzut? În sictir, na, un gol, două, oricum le intră. Sunt așa, cum să zic, din setarea echipei, domne. Pur și simplu, la un moment dat, intră varza în poarta adversarului. Cine știe, poate s-au săturat să facă meciuri bune ăștia de la Barcelona. Acum vor să vadă dacă și meciurile proaste le ies cele mai proaste. Așa sunt ei, vor să exceleze în toate. Una peste alta, Valverde a egalat un record al lui Guardiola. 31 de meciuri fără înfrângere în La Liga. Bine, va fi foarte greu să depășească acest record pentru că Barça are un duel de foc pe teren propriu cu Girona. Da, iar asta e echipă, nene, echipă. A, chiar, să vă arătăm golurile marcate de Messi în Liga Campionilor. Ai gata, gata, că n-avem două ore la dispoziție. Stați puțin să scap și eu de asta, că nu mai beau, dar așa era scenariu. Messi are 97 de goluri în Champions League. Domnul Lionel, nu vă supărați, v-ați gândit să mai și donați din ele? Nu știu, la o casă de copii ceva, sunt atâția copii care n-au un gol de pus pe masă și tu te lăfăi, bă, băiatule. E și cântecul ăla, Lionel, Lionelule, ce mai faci, băiatule, ce mai faci să le dai gol celor de la Chelsea? Chiar, aș putea să vorbesc cu prietenii de la Netbet să mai umble puțin la cote. De exemplu, au cotă clasică la hat-trick. Măcar pentru meciul ăsta să pună cotă Messi reușește o dublă fără să transpire. Sau cotă Messi face hat-trick în timp ce completează o integramă, face un puzzle și un sudoku. Da, toate în același timp. În plus, în 8 meciuri, Messi n-a dat niciun gol lui Chelsea. Lionele, du-te la Vanessa, mă băiatule, ți s-au făcut vrăji, da? Ți s-au legat cununiile, șireturile, centrările. Ah, Lionele, când nu știi ce să mai faci, dacă vezi că nu intră și nu intră, fii atent, ca băiatul ăsta, da? Șpițu, tăticule, asta e și să nu spargi bășica, da? Venim cu unghiile tăiate. Chelsea e după un meci ușor în cupă unde a jucat cu rezervele. Foarte bine, foarte bine s-a mișcat Willian. La fel a făcut și Giroud. Atât de bine încât Conte a zis că pleacă acasă cu multe dubii. Morata nu e încă în formă după accidentare, dar e mai potrivit decât Giroud dacă vrei un joc pe contraatac. Și cum, Doamne, apără și păzește să joci contra Barcelonei, dacă nu pe contre și pe rugăciuni? Și Cesc a jucat iar bine, însă vom vedea ce formulă va găsi Conte la mijloc. De obicei bagă 2 închizători. Așa joacă și cu Watford. Cu Barça, cred că n-ajung oricum 2, chiar și așa, cu toporișcă la brâu, cuțit între dinți, adică în echipament complet. Perechea lui Kanté trebuia să fie Bakayoko, dar mijlocașul adus de la Monaco a dezamăgit. Așa că italianul l-a cumpărat pe Drinkwater. Ce a ajuns și fotbalul englez, fraților, vă dați seama? Cum bă să te cheme Drinkwater? Cum ai trecut de selecții la junior, mă băiatule, unde în loc să ții 3 duble, acum 20-30 de ani trebuia să bei 3 halbe de bere? Ah, apropo, să mai... Nu, nu beau, nu beau, dar am zis că dacă... Nu că nu beau, dar...
Ci că așa zic ei la Messi în engleză, ăștia de la Chelsea, da, zic azar. Evident, evident că habar n-au ce vorbesc, dar copilul ăsta e un jucător foarte bun. Iar Messi pare că a intrat în sezonul barelor, nu al berilor. Dacă se califică, Barcelona e prima echipă care ajunge cel puțin în sferturi 11 ani la rând. Mamă, mamă, o să-i detroneze pe fraierea aia de la... Băia, mă, de la... De unde? De la Barcelona. Adică tot ei. A, nu v-am zis. Conte, ci că e cam amărât așa în ultima vreme, da. Umblă cătrănit, mă, cu fruntea în pământ. Iar pe bancă, nu știu cum să vă zic, chiar stă pe bancă. Are fața aia, zici că nu și-a plătit întreținerea și îi taie ăștia apa caldă. La mijloc ar fi și un diferend pe care Conte îl are cu mâna dreaptă a lui Abramovici. Tanti asta. Mărină Grănovscăia a fost KGB, FCSB, NKVD, v-a prins. După meclă nu pare tocmai de tratat așa la matineu. Ea se ocupă de tot, da, taie spânzură, mai spală o rufă, mai transferă un jucător, totul pe repede înainte, care și-o ciorbiță pe foc. Iar Conte e ținut la foc mic de la începutul unui sezon care mai poate fi salvat doar în Liga Campionilor. Chelsea a reușit să treacă de Barcelona la ultima dublă. A fost 1-0 în tur, iar la retur s-au întâmplat de toate. Goluri multe, cartonașe roșii, penaltiuri ratate. Se spune că după acel meci, Messi a plâns în vestiar. De unde și cântecul? Moment. Să mai... Da, ce? Ah, cântecul, da. Lionel, Lionelule, să nu plângi, băiatule. Hai noroc!